Începem light cu 3 tricouri personalizate. Am adăugat pe site opțiunea de tricouri colorate, încă n-am pus și culorile efective, am pus doar numele lor. Și opțiunea este selectabilă, deci poți să selectezi negru, alb, roșu, albastru, gri. Ar trebui să pun și poze cu tricourile în sine. Da, da. Dar trebuie timp pentru asta. Mai ales. Asta vine așa și astea două cu alea două. Unde ar fi o opțiune bună să punem asta fără să mai dăm găuri în pereți. Era perfect acolo. Hello! A venit ceva pentru noi. Probabil sunt tricourile alea de personalizat. Ok. Nu sigur, nu știu. Da. Nu s-a norace. A, s-a norace. Ba da. Mă gândeam că gen o grămadă de hanorace și cum n-ai banca hanorace într-o. Nu, cred că e o comandă de niște hanorace pe care cineva le vrea personalizate, dar au vrut un model specific de hanorace și ne-a trimis hanorace. Da, asta e numele. Revenind, ar fi o idee, uite acolo sus să pun. Și cred că acolo să-l și pun. Că altundeva ar mai fi aici, de exemplu, în spatele meu. Da, așa aici ar fi, numai că atunci nu mai poate fi nimic în fața lui. Văd, mai gândesc. Dar acolo cred că ar fi cel mai ok deocamdată. Chiar arată mișto. Da! Și bine ați venit la un nou episod. Venit o comandă de poze printate, mai exact acestea, și după cum vedeți sunt cu margini albe. Pentru că problema e în felul următor. Problema. Sunt la unui fotograf care a vrut să folosească proporții diferite pentru mai multe imagini. Când avem proporții diferite, nu-i proporția clasică de A4, 10-15, A5, înțelegeți voi ideea? Adică clasicul 3x4, e mai greu să printez fără margini albe la dimensiunea respectivă de A4, pentru că ai două variante. Unu, să întinzi pe toată pagina și să tai efectiv, de exemplu, dacă este capul cuiva la margine, s-ar putea să fie tăiat pe la, știu eu, pe la ochi sau mai sus sau mai jos sau așa, sau să lași margini albe. Doar că atunci când lași margini albe, o să fie disproporționate, pentru că într-o parte o să fie, nu știu, pe lungime o să fie o dimensiune marginile, pe cealaltă latură o să fie altă dimensiune margine și o să fie disproporționate. Am discutat cu clientul, i-am explicat ce o să se întâmple în situația asta și am zis, am astea de opțiuni, ori cu margini albe diferite, ori full stretch și da, cum iese, așa iese. Ce cade, aia cade. Ce nu, atunci facem cu margini albe, nu vreau să piartă nimic în fotografie, nu-i problemă dacă apar marginile albe. Trăiți. Așa facem. Între timp s-au printat și pozele. Astea. Și partea faină e că eu am zis că o să-i le trimit mâine. Sau voi mâine, în funcție de cum termin. Dar dacă tot gătat e printat și curierul încă nu a venit să ridice coletele. Na! Speriem azi. Să fac așa un micuț pliculez din ăsta de carton să se protejeze printul. Un sac. Mă rog, plic din ăsta de curierat, de pe bineînțeles. Sigiliu. Ăla-i toti. Ia, bebe. Și gata. Așa eficiență mai rar. În sensul că azi ne-a întrebat dacă putem, azi ne-a trimis comanda, ne-a trimis datele, am trimis factura, au plătit-o pe loc. Pe 600 au făcut treabă exemplară. Totul perfect! Nu l-am văzut. Are cine l-a pus acolo? Cum te ajut? Nu știu. Sprijin moral. You can do it! I know you can! Mai în stânga. Așa mă. Mai în stânga. Bun. Așa. Se vede ceva? Da. Are de jos cum se văd, așa-i? Ba da, de aici. De aici se văd. Hei, ne arată rău. Pare și mai plin. Bun, măcar acum putem să-l vedem amândoi zilnic. Îl vedea doar Diana. Da, e de tate, pentru că erau zile în care tu nu plecai din camera asta în camera cealaltă.
Well. Da, dar măcar nu-i țipat pe jos undeva. O, da, da, da. Much better. Îți place cum arată? Îmi place cum arată. Pune și ursul acolo. Na, bun. Ursacă, încă ești safe acolo. Astea sunt hanoracele pe care ni le-a trimis direct clientul și sunt niște hanorace din C1A, 2XL. Ok, bine. 1, 2 hanorace. Pui mei cum le-am ghesuit aici, incredibil. Deci 2 hanorace într-o cuță asta. How? Trebuie să pregătesc fișierele de TFC pentru astea. Am aici un fișier de 7 metri. Mă rog, e format A3, mulții de 16 ori, vine la 7 metri. Care e o comandă și mai este încă o comandă de 1 metru și o să le printez împreună cu comanda asta. Mă să printez și pentru hanorac acolo, bineînțeles, dar mâine, acum doar îmi pregătesc fișierele. Pentru cele ce urmează mi-am pus microfonul pentru că o să facem nițică gălăgie. Trebuie să printăm cu DTF-ul, iar pentru asta trebuie să pregătesc imprimant. E foarte simplu de pregătit, trebuie doar curățată. Și am sesizat că dacă curăți capping station-urile și wiperele cu un singur head cleaning, e totul perfect după aia. Bineînțeles, asta dacă am curățat-o când am închis-o. Dau un clean acum. Și după aia o să-i dau un nozzle check să vedem exact ce și cum e acolo. Na, deci după cum ziceam, e perfect. Și mi-am făcut fișierul ăsta de calibrare, să zic așa. Astea mi-s extremitățile zonei de print, unde vreau eu să printez. Și o să printez pe ăsta ca să văd unde îmi vine printul efectiv. Bun, și e totul perfect. Ideea e că trebuie să las distanță pe rolă pentru lamelele astea, care să-mi țină rola împreună cu vacuumul. Și lamelele astea țin rola puțin blocului. Și atunci îmi printez extremitățile astea ca să știu până unde îmi vine printul și e all good ca să nu printez pe lamele efectiv. Vă dați seama că am printat pe lamele de mai multe ori când am ajuns să fac chestia asta, nu? E bun, putem printa cu DTF-ul. Diha! O, diha! Nu. Pornim aici. Diana o să facă refilul de praf. Ce puțin e aici? Pornim vacuumul, încălzirea în față. Încălzirea în spate. Încălzirea la cuptor. Era în gând să fac refilul la cerneala albă, că se gata și mi-a dat să înceapă să piuie de numai. Oh, damn it. Scutirea asta, bine, te rog. Ready to make a cocktail. Asta trebuie agitate foarte bine. Așteptăm să termine metrul ăsta de printat și după aia o să fac refilul efectiv. Pot să și pun pauză, nu-i stres, dar de ce? N-are sens. Ce ciudat e să nu vezi ce se întâmplă. La imprimantele astea ai nevoie de acces în spate din două motive, sau mai multe. Unul, ca să-i pui rola, doi, ca să-i faci refilul de cerneală, trei, mai are încă două ușițe de acces aici pentru diverse chestii. Cel mai important, să pui rola și cerneală. Deci Diana cu ochiul ei de vultur a văzut o greșeală pe care ne-a trimis-o clientul. Textul aici este greșit. Sunt niște litere care efectiv se suprapun. Și am apucat să printăm aproape un A3 din ele și l-am sunat pe client și am zis, nu veri fișierul frumos, fișierul, că astea 6 metri care trebuie printați și am fi printat pe tăți greșit. Ar fi fost păcat. Nu zic, nu, clientul ar fi plătit oricum și după aia ar mai fi plătit încă o dată să facem corect ceea ce trebuie. Dar nu, e păcat să... Noi ne place să luăm oamenilor banii, dar nu degeaba. Și atât aștept acum să-mi trimită fișierul corectat și... Și continuăm de acolo. Între timp se termină asta de printat, care au fost ok, astea sunt alte comenzi. Cum mai intră ultimul în cuptor și să sperăm că domnul client trimite repede. Astea așa trebuie să fie cu alb? Da. Nu știu dacă se vede, dar aici unde mi-e degetul, aici sunt niște litere care nu-s bine deloc. Vedeți aici, sunt niște litere care efectiv e text care se suprapune peste ele însuși. Asta e tot împreună? Nu, asta e alumilo, deci. Asta de la 60 ea lumină? Da. Cred că a durat mai puțin de 10 minute să-mi trimită fișierul refăcut, ceea ce e perfect. Așa că eu te fac aici rip-ul. Lo. Diana, pornește, te rog, încălzirea înapoi în cuptor. De unde? Hit.
Atât. 14 bucăți pentru că au rearanjat, înainte erau 16. Nebun, continuăm. Mă rog, reluăm. Ping doar niște folie. Face burta asta ci. Așa. Nici nu a apucat să se răcească astea. Vacuum. Îi dăm bice. No, și cu astea sunt ultimele care ies acum din fișierul refăcut, reprintat, gata, pregătit. Evident, astăzi comandat. A fost o zi mai funky astăzi. Dar ne vedem. Ciao!